Eu o să vorbesc în numele fracțiunii. Pentru că am fost nominalizat fracțiunea și eu personal, eu tot am o propunere referitor la completarea programului de guvernare pentru viitor. S-a introdus controlul obligator al stării sănătății candidaților în Parlamentul Republicii Moldova. Microfonul 5. Sunt de acord, dar să începe cu Vladimir Voroniu. Nu? Așa și-am hotărât. Bine. Totuși, domnul Vladimir Voronin insistă ca deputații să treacă un control medical. Lasă merg la control, dacă insistă. Să merg. Care e problema? Înseamnă că el simte că ceva nu e în ordine cu el și lui pare că toată lumea se învârte în scrinciu. Lasă duc la medic. Dar eu n-am ales cu Mihai Ghiu, mai ales după aceea treci controlul medical profund, eu de fapt așa trebuie.